Noaptea a trecut cu greu, oamenii sunt încă speriați la Urechești. Cele 12 explozii de ieri de la conducta de petrol au lăsat urme nu doar în pământ, de teama unor alte nenorociri. Localnicii abia au închis un ochi toată noaptea. Craterele stau încă mărturie exploziilor extrem de violente. În total, peste 20 de gospodării au fost avariate. Am luat copiii în brațe și m-am băgat sub tot cu ușii. Copiii speriați au început să plângă. Zice, mamă, mamă, murim. Am văzut pământul cum se ridica în sus și am zis că ce cu vulcanul ăsta care vine. Am început să țip să scot copiii afară din casă. Pentru miile de oameni din Bacău și Vrancea, teroarea nu a dispărut nici la 24 de ore de la dezastru. În total, 23 de case au fost distruse de bolovanii de pământ căzuți după exploziile propagate cu viteză de la sat la sat. Chiar pe lângă drumul spre școală al copiilor din Urechești, Slobozia și Cornățel. Fără încetare, de 12 ori pe o distanță de 6 km au sărit în aer cu putere bucăți de sol și pietriș. Mărturie stau cele 12 cratere. Acesta este doar unul din cele 12 cratere formate la Urechești. Are 10 metri lungime și aproximativ 4-5 metri lățime. Aseară, la măsurătorile oficiale, adâncimea era de 3 metri jumătate, 4 metri. Credeți că o să se mai întâmple sau a trecut pericolul? Nu, cred că dacă se mai întâmplă. Asta a fost cârpeală. Suflul exploziei a aruncat bolovan și pe un teren de fotbal. Câteva minute au făcut diferența pentru câțiva copii care se jucau acolo. Pericolul a fost și în locuințele localnicilor. Cad bucățile astea? Sigur că da, sigur că da. Aveți grijă că și tensiunea. Cablurile electrice, ca la fiecare casă. O viață de oameni, de muncă, toată viața noastră nu m-a muncit ca să realizăm ceva. În urma exploziilor, oamenii au rămas și fără apă potabilă. Asta este pompa. Dacă pompați, miroase a... A petrol, sigur că da! Oamenii așteaptă acum să fie despăgubiți pentru pierderi. Chiar dacă aveau asigurate locuințele, sunt victime colaterale, iar pagubele nu le sunt acoperite. Exploziile s-au produs după ce conducta de petrol a cedat în timpul unor verificări sub presiunea pompată de muncitori. Ancheta nu a stabilit încă vinovații.